Slăvit să fie Dumnezeu! Poporul Domnului, vă invit să deschideți Cartea Sfântă, în prima carte, în Genesa, și să citim împreună ultimile versete ale capitolului 3, 22 la 24. Geneza, capitolul 3, versetul 22. Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Amin. Mulțumesc, frați și surori, vă rog să vă reașezați. Apreciez că la jumătatea săptămânii, cel mai probabil obosiți, ați ales să faceți efortul să ajungeți și în casa lui Dumnezeu, să avem această întâlnire sfântă în care să ne închinăm, să ne închinăm lui Dumnezeu și să primim ispășirea. Prețuiesc eforturile dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Și pilda noastră a celor prezenți să ajute și pe alții care ar putea fi și nu sunt. În această seară, scumpii mei, fiind la început de an, înaintea Domnului cu gândurile pe care El le-a pus în sufletul nostru, în inima noastră, gânduri pe care noi le alcătuim în ceea ce numim viziune, planul nostru de organizare, vom proceda la cercetarea Scripturilor, uitându-ne după călătoriile pe care oamenii lui Dumnezeu le-au făcut în Biblie și încercând să învățăm de la ei cum să călătorim și noi. Biblia are multe călătorii, evident mă refer la cele care sunt călătorii mari. Prima dintre ele nu este o călătorie foarte mare, dar este foarte importantă și ea ne ajută să înțelegem care este rolul celorlalte călătorii. Prima călătorie vorbește despre un faliment, cel mai mare faliment, falimentul păcătuirii și prin păcat îndepărtării de Dumnezeu. Această călătorie este una dintre călătoriile în care omul pleacă din prezența lui Dumnezeu în absența lui Dumnezeu. De aceea, această călătorie este un faliment. Mă refer la călătoria în care Adam și Eva sunt izgoniți de Dumnezeu din Eden, din grădină, și pur și simplu ei trebuie să iasă din grădină și să meargă undeva pe fața pământului. După cum vă aduceți aminte, acolo au parte tot felul de drame. Asistă la crimă în interiorul familiei, la tot felul de manifestări destrăbălate, până când Dumnezeu în capitolul 9 aduce potopul și pune capăt acestor păcate. Călătoria aceasta începe în grădină și se sfârșește în afara ei. Începe în prezența lui Dumnezeu și se sfârșește în absența lui Dumnezeu. Este o călătorie nefericită. Ea este repetată și astăzi de mulți oameni care încep în Duhul și sfârșesc în fire. Încep în casa lui Dumnezeu, slujindu-L pe El, și sfârșesc în afara casei lui Dumnezeu, slujindu-se pe ei sau pe oameni. Călătoria aceasta este o călătorie tristă. Ea pune în evidență falimentul și neputința omenească, visul neînțelept al omului de a fi ca Dumnezeu, în timp ce ar fi suficient să fie ca El. Călătoriile pe care vreau să le prezint anul acesta sunt călătoria din Eden la potop, călătoria din Haran în Canaan, în felul acesta ia naștere poporul evreu, călătoria din Canaan în Egipt, călătoria din Egipt în Canaan, și aceasta este una dintre cele mai mari, călătoria din Canaan în Babilon, aceasta se întâmplă atunci când seminția din sud este distrusă și ei merg în robie pentru 70 de ani, și călătoria din Babilon în Canaan, revenirea în țară, și urmează perioada aceea de 3-400 de ani de tăcere profetică,
pauza aceasta a lui Dumnezeu în care nu mai vorbește și intrăm în Noul Testament. Acestea sunt câteva dintre călătoriile Vechiului Testament în care sunt implicați oameni. Unele dintre aceste călătorii încep nicăieri și se termină în prezența Domnului. Cea din seara aceasta, din nefericire, începe în prezența Domnului și se termină nicăieri. Evenimentele amintite în Vechiul Testament, în mod special în Vechiul Testament, se desfășoară în zona Orientului Mijlociu, zonă care se întinde până la Golful Persic, în partea de est, și până la Marea Mediterană, în partea de vest, sau luând coordonatele pe verticală, din deșertul Arabiei, în sud, până în munții Anatoliei, în nord, acolo unde se presupune că s-ar fi oprit corabia lui Noe. În această zonă destul de mare s-au dezvoltat primele civilizații și aici sunt prezente cele patru cursuri de apă de care vorbește Biblia în Cartea Facere, Geneza. Este Tigru, Eufrat și celelalte. Această zonă de-a lungul istoriei s-a numit, datorită configurației ei, semiluna fertilă. Aici au fost câteva centre principale, primul dintre ele fiind Mesopotamia, care a fost așezată între Tigru și Eufrat. Dacă vorbim despre lungimea acestei bucăți mari de pământ, unde se pare că a fost grădina Eden, începem cu zona cea mai de răsărit, în Ur, de unde Dumnezeu l-a scos pe Avram, Ur, Haldeea, și până la Ierusalim sunt aproximativ 2000 de kilometri. Însă dacă mergem până în Egipt, sunt aproape 3000 de kilometri, 2600 de kilometri. E o distanță destul de mare pe lungime. Însă pe lățime sunt aproximativ 60-80 de kilometri de la mare la Iordan și probabil încă 25-30 dacă vorbim despre zona pe care uneori Israelul a avut-o dincolo de Iordan. Atunci când vorbim despre civilizațiile care au fost la începutul omenirii acolo, vorbim despre sumerieni și putem să citim în Scriptură despre țara dintre cele două râuri. John Opert, atunci când a descoperit textele cuneiforme, cu o scriere diferită și a reușit descifrarea lor, el și-a adus aminte de ceea ce zice Biblia în capitolul 10, versetul 10, în legătură cu Sumer, cu această populație care alături de Mesopotamiei au fost printre primii, sigur că acolo sunt și egiptenii și cananiții. Biblia ne spune că oamenii din acele timpuri au avut o viziune. Haide să ardem cărămizi, să zidim o cetate, să facem un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Aceasta a fost visul lor. Dumnezeu i-a așezat în prezența lui, le-a oferit cele mai mari privilegii pe care le-au avut vreodată oamenii. Le-a cerut să fie ca el, păstrându-și demnitatea în care i-a făcut. Dar oamenii au pierdut-o, au nesocotit-o, nu l-au ascultat pe Dumnezeu, au păcătuit, au fost alungați, scoși din grădină, din prezența lui Dumnezeu și când au ajuns pe suprafața pământului, au avut și ei o viziune, un plan. Să creeze un turn care să ajungă până la cer și să își facă un nume, să devină importanți. Acesta a fost visul lor. Imaginați-vă cât de mic este visul acesta pe lângă visul de a trăi cu Dumnezeu în grădină, în Eden, fără să îmbătrânești, fără să te îmbolnăvești, fără să mori, fără să existe dureri, într-o lume absolut ideală, cerească, divină. Și oamenii n-au ținut la visul acesta. Dacă ne uităm în istoria umanității, observăm cu durere și indignare că niciodată oamenii n-au prețuit lucrurile duhovnicești. Întotdeauna le-au subapreciat. Li s-au părut că sunt puțin importante și din acest motiv n-au avut niciodată parte de ele.
Când au ajuns în absența lui Dumnezeu, tot timpul și-au făcut planuri care sunt împotriva Domnului. Cât de similar este visul acesta cu visul lui Lucifer, care și el a vrut să devină proeminent ca Dumnezeu, important, valoros și să se impună. Cât de mic e visul acesta al oamenilor, pe lângă visul pe care l-au avut în Eden și pe care l-au pierdut prin păcat. Întotdeauna păcatul este modul prin care oamenii pierd binecuvântarea, prezența Domnului, siguranța, fericirea și toate lucrurile bune care vin din cer, de la Dumnezeu. Atunci când ne uităm în Cartea Genezei, ea conține 1533 de versete, în timp ce tot Noul Testament conține mai mult de 23.000 de versete. Cartea aceasta este împărțită în mai multe secțiuni, de către generațiile diferite, de către semințiile, de către triburile despre care Biblia vorbește. Și uitându-ne la ele, observăm că sunt 10 diviziuni pe care Biblia le prezintă și, înțelegându-le, putem să înțelegem etapele revelației lui Dumnezeu și mersul istoriei lui Dumnezeu. Prima dintre ele, capitolele 1 și 2 până la jumătate, este prezentarea creației. Dumnezeu prezintă creația. Apoi prezintă cerurile și pământul, capitolele de la 2 până la 4. Apoi prezintă generația lui Adam, capitolele 5 și 6. Generația lui Noe, capitolele 6 și 9, ceea ce face obiectul vorbirii din această seară, călătoria din Eden până la potop. Însă, sigur că urmează celelalte generații pe care eu nu le mai amintesc. Geneza 1 demonstrează tot ce este fals în ideile și filozofiile care de-a lungul istoriei s-au conturat și au devenit religii. Spre exemplu, simpla afirmație cu care începe cuvântul lui Dumnezeu respinge cel puțin 6 sau 7 doctrine false. Uitați, ea respinge eternitatea materiei. Există o religie care vorbește despre eternitatea materiei, însă Biblia folosește această afirmație. La început, nu există eternitate în materie, pentru că Biblia pune punct unui început. Înainte de acest început, nu a existat nimic. Materia nu este eternă, materia este creată. Atunci când oamenii cred în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii acceptă acest principiu al creației, care a avut un început. Înainte de acest început, nu există decât Dumnezeu, că Dumnezeu nu are un început, El este etern, dar creația are un început. Această filozofie care a devenit și religie, eternitatea materiei, este o minciună, pentru că este demontat de cuvântul lui Dumnezeu, care spune că a existat un început, de la care istoria umanității a început. De asemenea, respinge ateismul. Ateismul spune că nu există un Dumnezeu, dar Biblia începe prin a-i declara existența. În Cartea Geneza, Biblia nu-L prezintă pe Dumnezeu și nu-L explică pe Dumnezeu, ci pur și simplu Dumnezeu este amintit ca și cum toată lumea acceptă că Dumnezeu există. Biblia nu aduce argumente în Geneza despre existența lui Dumnezeu cu scopul de a-L prezenta pe Dumnezeu, pentru că Biblia vorbește unor oameni care sunt creați de Dumnezeu și pe care nu încearcă să-i convingă de existența Creatorului. Ateismul creează o mulțime de probleme, dar nu rezolvă niciuna. Însă atunci când citim Cartea Geneza, Biblia îl prezintă pe Dumnezeu acolo. Îl prezintă în cer, îl prezintă în grădină, îl prezintă pe pământ, îl prezintă în viețile oamenilor, în necazurile, în bucuriile lor. Dumnezeu umple cosmosul, Dumnezeu este peste tot. Ateismul este o filozofie, este o religie falsă, este o minciună. Însă, pe pământ sunt multe filozofii în care unii oameni cred, multe religii. Spre exemplu, politeismul, adică prezența mai multor dumnezei. Dacă creația ar fi lucrarea mai multor dumnezei, atunci unitatea universului ar trebui să fie pusă numai pe seama ipotezei că Dumnezeu a creat totul. Biblia ne vorbește despre un singur Dumnezeu. Este adevărat că în Cartea Geneza
Există această afirmație, haide să facem după chipul nostru, ceea ce pune în evidență un plural, cel puțin două persoane. Pentru că noi suntem cititorii Bibliei, noi știm că există un singur Dumnezeu, manifestat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar există un singur Dumnezeu. Noi nu ne închinăm la mai mulți Dumnezei. Noi nu suntem politeiști. Noi avem un singur Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. De asemenea, atunci când citim cartea Facerii, cartea Geneza, ea respinge panteismul. Acesta învață că Dumnezeu și natura sunt tot una. Se identifică și se confundă. Din această eroare dăunătoare găsește răspunsul că Dumnezeu a creat cerurile și pământul și că nu a putut să se creeze pe sine. Dumnezeu nu s-a creat pe sine, Dumnezeu este veșnic. Pentru noi care suntem temporari pe scena istoriei, este foarte greu să ne imaginăm cum este să nu ai dată de naștere, să existi dintotdeauna. Și dacă cineva te întreabă de când existi, dintotdeauna, în experiența umană nu se potrivește răspunsul ăsta, este greu de înțeles, dar așa este Dumnezeu. El n-a fost creat la un moment dat. El nici cel puțin nu s-a creat pe sine la un moment dat. El este dintotdeauna. După cum nu putem explica că El a fost creat, nici noi nu putem explica că este dintotdeauna, de aceea este prin credință să accepți că Dumnezeu este veșnic. Este veșnic și în trecut, este veșnic și în viitor. Dumnezeu nu se consumă ca noi. El nu se epuizează. Noi oamenii ne epuizăm. Observați că îmbătrânim, facem riduri, încercăm să ne vopsim, încercăm să rămânem în zona tinereții, dar legea lui Dumnezeu își spune cuvântul. Dumnezeu nu se încadrează în legea aceasta. Dumnezeu este veșnic. Cum vine asta? Eu nu am capacitatea să spun. Biblia îl prezintă ca pe un Dumnezeu veșnic. El nu se confundă cu nimeni și cu nimic. El este un Dumnezeu unic, de sine stătător. El nu este dependent, El este autonom. Atunci când vorbim despre aceste filozofii care s-au conturat pe scena istoriei și cele mai multe dintre ele și-au originea în interpretarea greșită a cărții Geneza, putem să vorbim și despre agnosticism, care este respins de citirea, de studierea și de înțelegerea cărții Geneza. Acesta afirmă că nu se poate ști dacă există un Dumnezeu, mai mulți Dumnezei, dacă există relație între cauză și efect și așa mai departe. Scriptura însă îl prezintă pe Dumnezeu ca pe arhitectul Universului. El a făcut toate lucrurile, El le-a proiectat. Ne uităm astăzi la tot felul de lucruri care sunt în natură și pe care încercăm să le imităm la o scară mai mică și ne uimim de măreția lui Dumnezeu, ne uimim de forța gravitației. Ce forță este aceasta care nu oscilează, care nu se epuizează și de când e lumea lume, atrage spre centrul Pământului cu o forță egală toate lucrurile, inclusiv pe noi. V-ați gândit vreodată că globul pământesc este relativ rotund și dacă există un sus și jos, sunt oameni în partea de jos care stau cu capul în jos, dar nimeni nu se simte cu capul în jos. V-ați gândit vreodată la ideea aceasta? Dacă e rotund, înseamnă că există un jos, dar datorită forței gravitației, nimeni nu se simte cu capul în jos și toată lumea se simte în picioare, în ciuda faptului că uneori centru este în sus, dar datorită acestei forțe care ne atrage, nu cădem, nu ne dezlipim de pământ. Chiar dacă lucrurile acestea sunt abstracte și sunt de nivelul științei, totuși în fața acestor filozofii, acestor religii greșite care îl denaturează pe Dumnezeu, care încearcă să-l scoată din istorie pe Dumnezeu, când ajungem la cartea Geneza, este bine să le înțelegem. O altă filozofie pe care o întâlnim în cotidian este fatalismul. Rațiunea este contra fatalității și a întâmplării. Ați observat că sunt oameni negativiști, tip Bacovia, care tot timpul plouă, tot timpul moare, tot timpul există boală și ia din universul lui Dumnezeu numai experiențele triste și când vorbesc, aduce în interiorul nostru
așa o umbră, o notă de pesimism, de negativism, ne apucă pe toți melancolia și aproape că îți pare rău că trăiești. Această idee de fatalism este împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat un univers colorat, nu alb-negru. Dumnezeu a creat toate lucrurile bune, ele au fost stricate de om. Noi am stricat universul lui Dumnezeu. Noi ne-am stricat pe noi, noi ne-am stricat perspectiva noastră. Noi am fugit de acasă. Pur și simplu am fost dați afară din prezența lui Dumnezeu, pentru că am fost incompatibil cu El. Am avut o altă viziune, am avut o altă perspectivă. Ceea ce vreau să vă spun, frații mei, este faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile și l-a făcut pe om. L-a făcut mai întâi pe bărbat și din el apoi pe femeie, a făcut un cuplu pe care l-a pus în prezența sa. Puteau să stea și astăzi tot acolo, dar au păcătuit și Dumnezeu i-a scos afară. Și atunci când i-a scos afară, ei s-au trezit într-o călătorie care a devenit alb-negru, plină de sânge, plină de durere, de amărăciune, de necaz. Și dacă priviți din capitolul 3 până în capitolul 9, unde există potopul, veți observa cum Cain l-a omorât pe Abel, cum au apărut ceilalți copii ai primei familii, cum au apărut toți ceilalți oameni pe fața pământului și cum Dumnezeu, în capitolul 6, remarcă stricăciunea oamenilor atunci când spune Duhul meu nu va rămâne pururea pe pământ, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Dumnezeu găsește că pe pământ oamenii trăiesc în păcat și în destrăbălare și hotărăște potopul. Imaginați-vă această perioadă lungă de timp, când oamenii trăiau de ordinul sutelor de ani, în călătoria aceasta a lui Adam și Eva. Cât de frustrați ar trebui să fie acești oameni? Ei l-au văzut pe Dumnezeu, au trăit cu Dumnezeu, au trăit în grădină, au avut parte de toate privilegiile de care n-a mai avut nimeni altcineva parte. Și totuși Dumnezeu a trebuit să îi scoată afară din grădină și pentru ei să înceapă o călătorie care nu s-a sfârșit niciodată. Suntem unde suntem pentru că Adam și Eva au plecat din prezența lui Dumnezeu. Călătoria lor a fost o călătorie fără întoarcere. Dumnezeu a blocat intrarea în Eden. Sigur că, fiind cunoscători de Biblie, noi știm din Noul Testament că Dumnezeu a adus pe scena istoriei un alt Adam în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care a restaurat toate lucrurile. Dacă El nu le-ar fi restaurat, n-am mai fi avut nicio șansă, pentru că omul nu se putea scoate pe sine din groapa în care a căzut. Dar acum, astăzi, suntem la prima călătorie de care vorbește Biblia, călătoria lui Adam și Eva din prezența lui Dumnezeu. Așa a început nenorocirile în viața oamenilor. Astăzi oamenii întreabă unde este Dumnezeu când mie moare copilul, când o mașină îmi lovește pe cineva din familie sau cineva mă fură, mă agresează. Unde este Dumnezeu? De ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta? Pentru că lumea noastră trăiește în absența lui Dumnezeu. E ca și cum trăim într-o țară unde nu există poliție și n-are cine să ne protejeze. Noi am plecat din prezența lui Dumnezeu într-o călătorie nefericită, însingurați, bolnavi, îmbătrânind și murind, omorându-ne unii pe alții și asistând la tot felul de drame și de suferințe, pentru că acolo ne-a condus păcatul. Să nu întrebăm unde este Dumnezeu. Dumnezeu a rămas în zona de sfințenie care îl caracterizează. Noi am plecat pentru că ne-a plăcut aventura păcătoasă. Și aici sunt cele 7 miliarde de oameni, intelectuali și ignoranți. Toți trăim pe planeta aceasta pe care Dumnezeu a blestemat-o din cauza păcatului nostru. Aceasta este istoria noastră, frați și surori. Este prima călătorie a Bibliei. O călătorie care îl scoate pe om din prezența lui Dumnezeu. Trebuie să fim responsabili pentru că ne asociem cu Adam, părintele nostru. Trebuie să fim responsabili de toate condițiile mediului în care trăim și să nu dăm vina pe Dumnezeu. Să nu fim nemulțumiți, să nu cârtim, pentru că Dumnezeu nu ne-a scos afară nevinovați, ci ne-a scos afară pentru că i-am stricat economia, i-am stricat grădina, am stricat relația cu El, ne-am împrietenit cu dușmanul Lui și pur și simplu omul a fost izgonit, împins într-o călătorie, într-o aventură care a fost plină de suferință. Aceasta este prima călătorie a Bibliei.
Nu vă întrebați, Dumnezeu nu cumva a fost prea aspru pentru un singur păcat să-l scoată din grădină pe Adam? Nu. I-a spus că dacă va păcătui, va muri. Pentru un singur păcat, oamenii vor merge în iad. Pentru o singură pocăință, pentru un singur botez, pentru o singură credință, pentru o singură neprihănire, oamenii vor merge în cer. Aceasta este istoria. Este foarte selectivă, pentru că unii oameni aleg binele, alții aleg răul. Și omul are ceea ce alege. În această seară, prealeșilor, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim la aceste lucruri. Să ne gândim la călătoria lui Adam și Eva. Ce și-or fi spus ei unul altuia în timp ce au plecat? Cum și-or fi reproșat? Ce-o fi reproșat Adam lui Eva sau Eva lui Adam? Cum s-or fi certat ei pe drum în timp ce au plecat și atunci când copiilor s-au omorât unul pe altul? Ce-or fi spus unul altuia? Dacă tu nu făceai ce ai făcut, am fi rămas și acum în prezența Domnului. Atunci când au simțit, au văzut că îmbătrânesc, ce și-or fi spus unul altuia? Ce experiențe vor fi avut, ce frustrare, ce trăiri interioare, cum au văzut ei că se degradează lumea, când Dumnezeu a afirmat din cer că toate întocmirile gândului din inima omului sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Adam s-a simțit responsabil de această degradare a vieții. Aș vrea să fac o paralelă cu noi care suntem adulți în adunare, care suntem oameni în mâna cărora există o parte din decizia acestei biserici. Noi suntem responsabili de direcția bisericii. Noi suntem responsabili de copiii noștri care stau aici cu noi. Noi suntem responsabili de ce se întâmplă aici și despre în ce direcție merge Biserica Betania și noi toți, familiile bisericii. Noi suntem responsabili. Adam, mă gândesc că s-a simțit foarte responsabil când a văzut unde au ajuns copiii lui și generațiile ieșite din ei, când Dumnezeu a trebuit să înnece pământul în apă ca să distrugă păcatul și să ofere o nouă șansă oamenilor prin copiii lui Noe. Privind la lucruri în maniera aceasta, ne dăm seama că tot ce facem noi vorbește lui Dumnezeu despre noi și îl pune în situația să ia anumite decizii cu privire la noi. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu să ne dea har și în viața aceasta, care nu este cât a lui Adam și Eva, este mai scurtă, plină de necazuri, să învățăm din experiențele acestor oameni prezentați de Biblie și să ne purtăm înaintea Domnului cu multă maturitate, să îndreptăm ce este de îndreptat, să fim o pildă pentru cei care sunt mai tineri decât noi, să le vorbim din experiențele noastre și să încercăm, atât cât ne mai bate inima în piept și cât mai avem cuvânt să spunem celor care ne înconjoară, să le vorbim despre fericirea care este în prezența lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să cântăm cântarea de laudă, să strângem darurile de bunăvoie și să încheiem serviciul divin cu rugăciune. Vă invit să ne ridicăm. Ce creștine, miluiește și fă tot bine, servește-l pe Domnul cu averea, nu-l înșela o prin partea sa. Dacă dăruiești, tu în schimb primești bunuri dulcerești, Iisus îți va da pace în inima ta. Averea ta nici când nu va scărea, când pe Domnul îl vei ajuta, căci El toate-ți înmulțește ție, ca și pâinile în pustie. Cerești, Iisus îți va da pace în inima ta. Dacă partea Domnului oprești, nici când n-o să te îmbogățești, căci Domnul suflă ce agonisești și tu fericirea n-o găsești. Dacă
ești bunul dulcerești, Iisus, îți va da pace în inima ta. Scumpii mei, să încheiem serviciul cu rugăciune și în această rugăciune să ne rugăm cel puțin pentru două lucruri, dincolo de ce aveți dumneavoastră în suflet. Primul lucru este să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să nu călătorim niciodată de la El înspre altă parte, ci întotdeauna să călătorim spre El. Iar dacă se întâmplă alunecări și neatenții, să ne întoarcem cu mărturisire, cu căință, pentru că Domnul ne primește. Și al doilea motiv este să ne aducem aminte de frații noștri, cei 14, pentru care ne-am rugat duminică seara. Să ne aducem aminte că ei mâine vor pleca, vor călători, călătoria este lungă, Dumnezeu să-i păzească, Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să le dea izbândă în călătoria lor, pentru că în inima lor există o motivație frumoasă pentru onoarea Domnului și pentru binele multor oameni. Cu toate acestea să stăm înaintea Domnului și apoi să încheiem cu mulțumire. Dumnezeu să ne asculte!